Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva propune vizitatorilor în luna august o nouă piesă în categoria Exponatul Lunii, piesă ce poate fi admirată în spațiul special amenajat la intrarea în Palatul Magna Curia. Exponatul Lunii august 2016 la Muzeul Civilizației Dacice și Romane din Deva este un obiect care face parte din colecția de arme a instituției noastre. Este vorba despre un revolver Nagant, model 1895, care a intrat în patrimoniul instituției în anul 1961, în urma unei descoperiri întâmplătoare. Acest tip de armă a fost produs inițial în Belgia și importat în Rusia și a jucat un rol important în majoritatea conflictelor din prima jumătate a secolului 20. Fiind o armă de luptă fiabilă și robustă, calitățile sale au fost repede apreciate, devenind în scurt timp arma standard atât pentru ofițeri cât și pentru infanteriștii ruși. Versatilitatea sa, dar și calitățile tehnice au fost dovedite de folosirea acestui tip de revolver de armatele și forțele de poliție din peste 20 de țări.